Pastila EGOF, antidotul ghișeilor. Stimați ascultători, bine v-am găsit și în această zi la o nouă ediție a Pastilei Ego. Vă promitem că emisiunea de astăzi va fi una foarte interesantă. Astăzi vom proba rolul de actor și vom încerca să ne punem în locul unui antreprenor începător și vom descoperi împreună cum serviciile electronice pot contribui la succesul afacerii tale. Haideți să facem împreună un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți că ești un cetățean străin care vrea să deschidă o afacere profitabilă în Moldova. Nu cunoști pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a-ți realiza visul, însă știi că centrul de guvernare electronică a elaborat o serie de servicii electronice care te pot ajuta. Ce trebuie să faci pentru a economisi timp și resurse atunci când îți deschizi o afacere? Nimic mai simplu decât să urmezi următorii pași. În primul rând, pentru că ești cetățean străin, vei solicita online viza de intrare în Republica Moldova prin intermediul portalului eviza.gov.md. Apoi vei solicita pe servicii.gov.md e-licența de afacere, pe care vei primi în timp util. În dezvoltarea unei afaceri, timpul este prețios. De aceea vei utiliza e-factura fără mai fi nevoit să comanzi formularele de la Serviciul Fiscal de Stat. Acum afacerea ta merge strună, însă controalele de stat îți dau bătăi de cap. Pentru ca să fii informat, vei accesa platforma controale.gov.md. Astfel vei cunoaște exact ziua în care vor fi efectuate controalele de stat. Desigur, nu vei uita că serviciul MPay te va ajuta să efectuezi plăți online pentru că ești un antreprenor inteligent și informat. Activitatea unei afaceri presupune și semnarea unor contracte. Astfel, prin intermediul semnăturii mobile, vei semna acte chiar dacă te vei afla peste hotarele țării. E-serviciile te ajută la inițierea și activitatea afacerii tale. Pentru mai multe detalii accesează www.egov.md. Noi ne reauzim mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând! Pastila EGOV, antidotul ghișeilor.